Bună prieteni, sunt Beatriz sau Betty de la canalul de YouTube Sfaturi de Iubire și astăzi vreau să vă mai liniștesc puțin și să vă spun că majoritatea celor care părăsesc se întorc înapoi. Dar haideți să vedem care este mecanismul care stă în spatele afirmației mele. Atunci când oamenii își fac planuri de viitor, ei tind să își imagineze doar aspectele pozitive și nu iau aproape deloc în seamă acele aspecte negative care ar putea decurge din hotărârea lor. Și am să vă dau un exemplu pe care l-am trăit în viața mea de până acum. Acum câțiva ani, m-am gândit eu că ar fi o idee foarte bună ca eu și băiețelul meu să ne mutăm undeva pe malul oceanului și deja începem să-mi imaginez toate lucrurile pozitive, ce frumos o să fie, cum o să ne plimbăm noi doi pe malul oceanului, cu piciorușele scăldate în valuri și cum o să stăm noi pe terasa casei noastre să privim seară de seară apusul și ce minunat are să fie. Odată ce ne-am mutat acolo, am început să experimentăm adevăratele consecințe ale hotărârii mele de a mă muta pe malul oceanului. Și anume, furtunile îngrozitoare cu valuri de 20 de metri, vânturile puternice care mă făceau una cu pământul, mirosul de mucegai care mă însoțea peste tot și așa mai departe. Ei bine, pe același principiu și fostul tău partener sau fostul ta parteneră, dacă intri în o contact așa cum te-am învățat și lași să experimenteze realitatea versus concept și teorie, vor ajunge la concluzia că nu le este mai bine fără tine și vor dori să se întoarcă în zona de confort, așa cum m-am întors și eu de la malul oceanului. Aș vrea să reții că în momentul în care fostul sau fosta te-au părăsit, ei și-au imaginat că vor avea parte de liniște, că vor avea libertatea de a-și organiza timpul așa cum doresc și vor avea șansa de a petrece mai mult cu familia și cu prieteni. Își imaginau că își vor organiza timpul așa cum vor, se vor scula și se vor culca când doresc, se vor spăla sau nu, vor face curat sau nu, vor sta cât doresc pe consola de jocuri sau pe telefon și așa mai departe, fără ca tu să protestezi, și multe alte lucruri, cum ar fi, își imaginau că vor putea să ia decizii autonome fără să se lovească de refuzul tău, vor putea să-și comande ce mâncare vor, să se uite la ce film vor și așa mai departe. Nu luaseră în calcul aspectele negative pe care le vor resimți dacă tu intri în contact și le dai șansa să experimenteze realitatea. Dacă faci acest lucru, ei vor începe să vadă și partea negativă, să constate că, de fapt, singurătatea nu este plăcută, să constate că se plictisesc, să constate că sunt mult mai obosiți și mult mai extenuați, fiindcă atunci când erau într-o relație cu tine, voi împărțați responsabilitățile casnice, iar acum ei sunt împovărați pentru că trebuie să facă față singur plății facturilor, trebuie să se deplaseze singur peste tot, să facă curățenie, să-și calce, să-și spele, să facă cumpărături, să gătească și așa mai departe și se vor simți extenuați fizic și psihic, vor fi obosiți, stresați. Un alt aspect negativ la care nu s-au gândit ar fi acela că dacă cumva au intrat într-o nouă relație, vor trebui să se ajusteze la stilul de viață al noului partener, lucru care îi va veni foarte greu, pentru că noul partener poate a venit cu un bagaj de probleme personale, iar fostul partener al tău
care te-a părăsit, nu este dispus să se împovăreze și să se înhame la toate aceste probleme cu care noul partener a venit. Eu știu, poate are copii din altă căsnicie sau poartă răspunderea unui părinte sau nu pot ști ce probleme are noul partener. Și cu siguranță fostul tău nu se va putea, așa cum am spus, ajusta la obiceiurile și la problemele și la tot bagajul acesta cu care a venit noul partener în viața lui. Pur și simplu poate nu se poate obișnui cu mirosul acestei persoane sau ți-am dat un simplu exemplu. Deci șansele sunt ca dacă tu rămâi în nou contact, fostul tău partener să vadă că decizia de despărțire poate că nu a fost tocmai una bună, vor vedea că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg și vor simți nevoia să se retragă în zona de confort. Și cine este zona de confort? Ești tu. Vor vedea că este mai bine să pască iarba pe care o cunosc și iarba pe care eu o cunosc ești tu. Deci, trebuie neapărat să asculți sfaturile mele pe care eu le dau în videoclipurile mele și să implementezi nou contact și să faci tot ceea ce te-am învățat pentru ca foștii să poată observa cât mai repede aceste diferențe care nu-i sunt pe plac și să concluzioneze că este momentul să se întoarcă înapoi în relația cu tine. În curând va apărea cartea pe care v-am promis-o și pe care am scris-o special pentru voi și pe care am intitulat-o exact ce să faci, ce să spui și ce să scrii pentru a aduce înapoi o persoană care te-a părăsit. Te rog frumos să subscrii la canalul meu chiar acum, să te abonezi pentru a putea fi notificat atunci când pun un nou video și să rămâi optimist pentru că totul va fi bine.